Ei bine, ca urmare a vizitei făcute în acest weekend de către tatălui Cristian și a ceea ce a spus la finalul vizitei referitor la Antonia, atunci când se afla la poartă și a spus nu Antonia, nu Antonia, domnul a ținut să intervine în această seară la Capricci să lămurească lucrurile. A vrut să-i transmită Antoniei, în primul rând, faptul că își cere iertare dacă Antonia a înțeles greșit ceea ce el a spus și că, într-adevăr, a spus acel lucru mai încet tocmai pentru că nu vroia ca Antonia să sufere cumva de pe urma acestor cuvinte, însă iată că s-a auzit cele spuse de către dânsul. Așa că, referitor la Antonia, a spus că nu are absolut nimic împotriva ei, doar că o vede o tipă mai exuberantă, e o tipă mișto, așa cum spun tinerii, însă nu-i vede să construiască ceva împreună. Despre Laura a spus că este cam liniștită, adică ar trebui pe cineva care să fie între Laura și Antonia ca și temperament. Iar întrebat fiind de ce a spus aceste lucruri și de ce s-a gândit la o posibilă relație între Antonia și Cristian, tatăl lui Cristian, domnul Marinescu, a răspuns faptul că a văzut în ultimele zile mai multe apropieri între cei doi, faptul că au stat mai mult timp de vorbă, ceea ce am văzut și noi de acasă, și că s-a gândit că este posibil să existe o relație între cei doi.